Bună seara! Bună seara tuturor! Așteptăm câteva clipe până mai vin și cei care doresc să participe la întâlnirea noastră din seara aceasta. Vedem că deja numărul urmăritorilor este în creștere. Este joi seara și este un timp numai bun pentru a petrece o oră de calitate împreună. O să începem prin a ne prezenta. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Mirela Botezatu, împreună cu soțul meu. Cu Romeo Botezatu. Împreună am înființat acum câțiva ani Asociația Practicienilor de Reiki și Terapii Complementare Bacău. Însă fiecare dintre noi dezvoltă activități spirituale, cât și de dezvoltare personală, atât individual, dar și ca echipă. Eu sunt specializată în Reiki, am studiat de asemenea și terapie prin regresie, radiestezie și dezvolt programe de terapie pe termen mediu și scurt. De asemenea, studiez și sunt în continuă dezvoltare și metafizica chineză. Doar câteva cuvinte despre activitatea mea profesională. Să vă spună și Romeo câteva cuvinte. Pentru cei noi care nu mă știu, eu sunt Botezatul Romeo, așa cum am mai zis. Am ca și specializări. Pentru că am fost întrebat ce specializări am. Sunt coach teacher acreditat de Academia John Maxwell. Am în domeniul spiritual. Sunt acreditat, să spunem. Da? Așa cum conform acreditărilor din România pe tot ce înseamnă Reiki Usui. Și de asemenea la nivel internațional, pe lângă Academia John Maxwell, am și Academia Oxford CIT al Albert Ignatenko. Deoarece am predau, deci ați auzit de acel domeniu de teacher, am creat școala de radiestezie terapeutică din Bacău, școală care este creată de aproape 4 ani de zile. Am avut numeroase clase și am în continuare clase de radiestezie. Chiar acum am început un nou modul cu
o nouă clasă și urmează să apară pentru cei care se uită din acel grup al școlii de radiestezie, urmează să vă afișez și seminariile. Bun. În timp ce noi am făcut aceste scurte prezentări, am primit saluturile de bună seara. Bună seara, spunem și noi, tuturor celor prezenți. Ne bucurăm să fim din nou împreună la această oră prețioasă, atât pentru noi, pentru că suntem mai aproape de voi, cei care aveți întrebări și doriți clarificări sau poate chiar aveți nevoie de confirmări. Și astăzi avem câteva întrebări la care să răspundem. Și o să începem cu primele întrebări din domeniul Reiki-ului și anume, am fost întrebată. Înainte de întrebări, pentru cei care se uită, aș vrea să vă întreb dacă se vede și se aude bine. Dacă ne auziți bine, cât de văzut cred că se vede. Dacă se aude bine, vă rog acolo în comentarii să-mi spuneți un da. Sau nu. Cred că este în regulă. Da, se vede, se aude, mulțumim, mulțumim. Perfect. Revenim la primele întrebări. Așa cum v-am obișnuit, prima parte este dedicată întrebărilor din Reiki și am primit întrebări. Întrebarea, la ce se referă sau cum putem să punem în practică principiile Reiki în aceste vremuri în care există multă nesiguranță, confuzie și frică. Practic, cum putem să fim practici prin aplicarea principiilor Reiki? Am în față manualul Reiki. Astăzi am avut deosebita plăcere să fac o inițiere în maestria Reiki și cumva am spus și am vorbit despre faptul că aceste principii trebuie să meargă mai departe la fiecare discipol. Ce înseamnă mai concret principiile Reiki sau idealurile Reiki? Primul ideal este doar astăzi mă eliberez de orice îngrijorare. O să le iau pe rând. În ce mod putem să aplicăm în ziua de astăzi, în aceste vremuri, acest ideal că doar astăzi, doar acum, adică în fiecare clipă, acum a vieții mele, mă eliberez de orice îngrijorare. Pentru că am credință sau încredere, depinde de fiecare cum percepe fie credința, fie încrederea, da? Că dacă sunt în Dumnezeu, dacă sunt una cu sursa, dacă sunt centrată, dacă sunt echilibrată, atunci orice îngrijorare nu și are rostul. Pentru că chiar dacă sunt în situația în care să contactez o anumită viroză, asta o să facă parte din experiența mea de viață
Și dacă eu nu mă îngrijorez, dacă eu nu manifest supărare și frică, pentru că am credință și încredere, atunci eu sunt în principiile Reiki, sunt centrată, sunt aliniată. Vedem că Reiki nu este doar un ideal, nu este doar pentru cei care vor neapărat să fie considerați spirituali. Reiki este, așa cum am spus și repet, un stil de viață. Și doar astăzi mă eliberez de orice supărare. De ce? Pentru că supărarea îmi scade vibrația, pentru că supărarea mă conectează la un câmp de energie și informație de joasă frecvență, care atrage ulterior în câmpurile mele boala și entitatea bolii, care sunt și ele de joasă frecvență. Așadar, faptul că am încredere, credință, îmi sigilează câmpurile și îmi oferă protecție. Doar astăzi, da, al treilea principiu este: sunt plin de gratitudine și îmi respect părinții, profesorii și strămoșii. Principiile Reiki vorbesc despre gratitudine, despre recunoștință. Vedeți, sunt multe principii foarte profunde în principiile Reiki, cum ar fi credință, încredere, centrare, a fi una. Și în acest principiu se vorbește despre recunoștință, recunoștința care amplifică și mă conectează la fluxul de prosperitate. Doar astăzi trăiesc cinstit. Și dacă eu sunt cinstit și am echilibru între a da și a primi, din nou, în aceste timpuri, respectarea acestui principiu mă protejează, da? Pentru că mi-atrag acele experiențe benefice și care în principiu mă protejează. Doar al cincilea principiu este: doar astăzi respect viața în jurul meu sub toate formele ei, inclusiv viața mea proprie. Și atunci, dacă eu respect viața, inclusiv viața din mine, adică am iubire de sine, însemnând iubire pentru mine, ceea ce am eu pot să ofer și celor din jurul meu. Dacă eu am iubire de sine și mă respect, la fel voi avea iubire pentru cei din jur și îi voi respecta. Deci, trimit Universului mesajul că eu sunt în echilibru și în armonie cu mine, dar și cu ceilalți. Dacă eu sunt echilibrată în structurile mele, mă iubesc și mă respect, și viața, Universul, boala mă respectă. Spus în termeni nu foarte academici, dar pe scurt, respectarea principiilor Reiki, în esență, este respectarea unor reguli de bun simț. Și aș aminti aici iubirea și compasiunea, pentru că se pare că cei ce nu au iubire și compasiune și cei ce au inima blocată atrag ca un magnet experiențele de suferință care să-i reconecteze cu propriul lor suflet și propriile lor emoții. Ca de obicei, vorbesc. Femeile, știți, vorbesc mai mult. Ok. Următoarea întrebare. Dacă vrei tu să citești, de ce
Trebuie De urmate. ce? Trebuie urmate pozițiile palmelor așa cum au fost predate la gradul 1 și nu le facem în Ordine. ordine aleatorie. E scrisul mirele. Asta răspund eu la asta. Dacă vrei. De ce trebuie pozițiile palmelor așa cum au fost predate la gradul 1? Pozițiile care se predau în Reiki și pe care eu le predau elevilor mei au fost luate sau au fost date după ce Reiki-ul a ajuns în Europa și America. Inițial, Mikao Usui nu avea aceste poziții, să spunem, pe toate punctele sau chakrele, cum predăm noi. În Japonia nu era termenul de chakra, era termenul de tandien. Superior, mijloc și inferior. Iar ei făceau terapie pe tandien. După ce a plecat Reiki din Japonia, a ajuns la doamna Takata și mai departe, ei au început, pentru a ușura înțelegerea energiei, cum intră energia, cum intră în corp, ce face energia, au implementat anumite poziții. Poziții care sunt foarte bune, ajută și întotdeauna aceste poziții pleacă de la cap către tălpi. Da? Și aici spune. De ce nu le facem aleatoriu? La început este bine, cum este și regula de 5 minute. În regula de 5 minute, îl vedeți în cursul de gradul 1, este pentru a obișnui elevul, practicantul, să țină mâinile o anumită perioadă de timp până începe să își cunoască corpul, până începe să-și asculte corpul. Iar în momentul în care este una, deci partea lui mentală, sufletul, este una cu corpul, în momentul respectiv, corpul îi va spune că în acea poziție nu este nevoie să-și facă terapie și atunci începe o anumită terapie aleatorie. Sau te duci direct și stai cu mâinile acolo unde corpul tău, sufletul tău, are nevoie de energia Reiki. Dar la început, asta după ce ai o anumită perioadă de practică. Da? La început este indicat să-ți faci toate acele poziții, începând de la cap până la tălpi. Următoarea întrebare. Ele sunt intuitive, apoi au fost create. Am scris eu, ca să nu uit ideea, da, Reiki-ul este intuitiv, Reiki-ul este o energie naturală, firească, prin care, la nivel de intenție, îți aduci energia Universului, prana, chi, prin palme și o direcționez acolo unde ai mai multă nevoie. Reiki-ul este intuitiv, însă este o regulă să începi din creștetul capului să termini la picioare și mai revii ulterior unde mai simți nevoia de un exces, de un excedent. Însă e necesar pentru că practic împingem
cu fluxul de energie curat, toate rezidurile, dezechilibrele, energiile de joasă frecvență, astfel încât le conducem către tăvi, iar ceea ce a mai rămas este preluat de energia Pământului și transformată, alchimizată în energii luminoase benefice. Întrebarea a treia este: de ce maestrii de Reiki acordă unor practicanți trei inițieri corespunzătoare a trei grade într-o zi, iar altor practicanți inițierea li se acordă gradat la o distanță mai mare de timp între grade? Bun. O să-l rog pe Romeo și să răspundă și o să răspund și eu. Eu am să răspund din perspectiva maestrului care inițiază fără a măsura, deși și eu măsor. Și îl rog pe Romeo să răspundă din perspectiva unui maestru Reiki care măsoară radiestezic înainte, da? Să aveți astfel două perspective. Eu personal nu am dat mai mult de 2 grade în orice inițiere. Deci dacă un om a venit la mine, eu am dat maxim gradul 2. Dacă aveam voie și avea valori să primească gradul 2 în urma măsurătorilor radiestezice. Nu există inițiere fără să măsor persoana respectivă. Pentru că eu știu și pot să măsor. Sunt maestri care fac instinctiv lucrul acesta, în funcție de cum îi vine informația din sursă, oferă 1, 2 sau 3 grade sau gradul 1. Depinde de cum este informat de sursă. Acum, mie personal, gradele mi-au fost date la intervale de timp. Deci nu am luat gradele, toate 3 gradele odată. Micao Usui, prin Reiju, făcea inițieri la fiecare întâlnire. Mai târziu, Takata și cei care au răspândit reichile făceau la intervale mari de timp inițierile din gradul 1, 2 și 3 și maestria mai târziu. Oricum, cel mai important grad din punctul meu de vedere este gradul 1. Pentru că acolo tu, ca elev care înveți pentru prima dată să folosești energie, înveți pozițiile, înveți să simți atât fizic, energetic, emoțional, energia reche care intră în structurile tale. Acest proces, dacă este bine implementat și ajunge să fie integrat, așa cum învățăm la radiestezie, în toate structurile, nu rămâne doar la nivel mental sau fizic, ci să ajungă adânc în suflet, în spiritul tău, poți trece la următorul nivel. Și din această cauză, intervalele sn mari. Din N motive. Oamenii nu-și fac terapie, uită, își mai aduc aminte peste o lună de zile și așa mai departe. În momentul în care îl măsoară, vezi că nu a integrat un grad. Și atunci, cum poți să dai gradul 2 sau gradul 3 dacă el nu are integrat baza? Adică gradul 1. Da? Și de această cauză este bine gradul 1 să învețe despre ce este vorba acolo, să învețe pe el, după care următoarele nivele. Să învețe să folosească un simbol la gradul 2, să învețe să folosească, să deschide dimensiuni
cu DICOM-ul la gradul 3 și așa mai departe. Dar până nu ai baza să simți energia Reiki, cum poți să deschizi o dimensiune cu un simbol, să aduci energia acelui simbol în structurile tale pentru a-ți face bine? Pentru că Reiki, înveți Reiki ca să-ți faci viața bună. Nu înveți Reiki pe sistem a mai învățat ceva. El trebuie și e bine să fie implementat în viața ta. Să-ți aducă beneficii în viață. Sănătate, prosperitate, fiecare ce vrea. Îl poți folosi în N perspective. Arta Reiki. Mai departe. Din perspectiva, da, eu am să răspund ca și cum aș fi un maestru Reiki care nu măsoară. Deci aș da 3 grade odată unui practicant. Sunt atentă la nivelul de vibrație, asta dacă eu sunt bine conectată, centrată și deopotrivă lucrată cu autoterapie, să mă asigur că ceea ce percep eu ca fiind vibrație înaltă, conștiință și beneficitate nu sunt doar în capul meu, la practicant, pentru că sunt mulți care ar putea să vină să spună eu simt, eu văd, eu aud și tu să consideri ok, ești minunat, ești fantastic, ești deja ascensionat, o să dau 3 grade. Deci, limita este foarte fină între ce poți să faci și ce poți să nu faci într-un mod optim, dar dacă nu măsori și ești practicant și ești maestru Reiki și vrei să faci inițieri, e important să te uiți la niște parametri, da? Fără să măsori. La gradul de elevare al conștiinței, la beneficitatea persoanei, la cum arată viața acelei persoane, dacă are foarte multe provocări, dacă are probleme personale și în familie, dacă are boli grave, relații defectuoase. Este clar că are în spate o încărcătură karmică, dacă are credințe foarte puternice, idei fixe, limitative, este clar că acolo este încă multă karmă de procesat. Și atunci, intuitiv, putem să facem la distanță inițierile în diferite grade. Dar dacă deopotrivă persoana, dimpotrivă persoana este deschisă către lumină, este foarte bine intenționată, are, produce creștere și generează prosperitate și un flux benefic pentru ea, dar și pentru cei ai ei, poți să-i faci un grad sau două grade, poate este o persoană orientată către îngrijirea altor persoane, poate este o persoană care susține mai multe persoane într-un grup. Și atunci poți să-i dai aceste unelte spirituale, gradul 1 și gradul 2 și ulterior poți să-i dai și gradul 3, tocmai în a se susține și a genera susținere și protecție în jurul său. Cam așa o văd eu inițierea din perspectiva unui maestru, să spunem, care nu măsoară versus un maestru care măsoară, da? Sunt ușor două perspective. Ok. Bun. Ce, că tot vorbeam, da? Ce înseamnă, o întrebare grea. Ce înseamnă maestria și să fii maestru Reiki? Maestru Reiki, din punctul meu de vedere, că tot am avut astăzi inițiere, înseamnă să faci calea luminii, oricare ar fi ea, să fii dedicat acțiunilor de empatie și compasiune, să fii dedicat acțiunilor de susținere a celor care pot, vor și au nevoie,
ego-ul tău să fie indirect proporțional cu dedicarea și spre creșterea altora și a ta, pentru că dacă tu nu ești crescut, nu ai cum să-i crești pe alții, da? Practic, iubirea de sine, respectul de sine și lipsa ego-ului, o susținere și o ghidare echilibrată, nu din rol de salvator, și autodezvoltarea permanentă și continuă fac din tine maestrul propriei tale vieți. Să te spun și tu în întrebarea asta? Nu. Ok. Am să doar pe tine. Mulțumesc. Da, și încă ceva. Maestria Reiki, inițiere în maestria Reiki, se recomandă după minim un an de practică continuă și foarte serioasă. Sunt persoane care vin și spun că ar vrea inițiere în maestria Reiki. Eu întreb la ce-ți trebuie. Îți folosește cu adevărat sau folosește de fapt doar ego-ului tău? Păi dacă nu-ți trebuie și oricum nu practici, habar n-ai de simboluri, mai degrabă stai liniștit, uite, mai răsfoiește o carte cu șocurei, cu seiechi, da? Adică, ceea ce vreau să transmit este că e o mare responsabilitate în a oferi maestria Reiki. Ea este o valoare spirituală și trebuie respectată și tratată ca atare. Ok. Mai avem câteva. Oh, bună seara, Daniela! Sunt emoționată, sunt o parte din maestri aici cu noi. Ok. Care este legătura dintre iubirea necondiționată și Reiki? Iubirea necondiționată și Reiki, da? Pentru că am auzit spunându-se că Reiki e iubire, aduce iubire în structurile tale. De fapt, ce înseamnă Reiki relativ la iubirea necondiționată? Sunt notele mele, ce înseamnă Reiki pentru mine. Păi, dacă o iau din punct de vedere a măsurătorilor, în primul rând măsor cât de mult mă iubesc eu pe mine. Apoi, în funcție de cât de mult mă iubesc eu pe mine și cât de mult mă iert eu pe mine, intră în aplicare legea pragului. Iar legea pragului spune în felul următor. Dacă eu, Romeo, și această lege eu o spun tuturor elevilor mei, dacă eu, Romeo, mă iubesc de 7, să spunem, da, și sunt aici, câtă iubire crezi că voi da Mirelei, fetelor, celor din jurul meu, părinților, prietenilor și așa mai departe? Câtă iubire? Voi da maxim 7. Pentru că eu nu știu să dau iubire de 8, 9 și 10. Pentru că nu o am în structurile mele. Iar iubirea aceasta Reiki necondiționată. Da, ofer iubire necondiționată, iubire și energie Reiki, dar maxim decât am eu în structuri. Mintea noastră, de multe ori când întreb pe un pacient, îmi spune și îl întreb, ok, tu te iubești de 5 sau de 6.
Cât îți iubești copiii? A, copiii mei îi iubesc de 10. Ok? Și de unde știi tu să-ți iubești copiii de 10 dacă tu te iubești de 5? Și atunci rămâne uimit de la mine, ai dreptate. Ei, și în momentul în care te duci mai departe și vezi, cum simt copiii tăi iubirea ta? Păi să știi că de multe ori nu e așa cum simt eu că o dau. Păi normal, pentru că ei simt adevărul din tine. Și atunci iubirea aceasta necondiționată o dai, dar o dai conform legii pragului. Chiar și prin Reiki. Energia Reiki, iubirea Reiki care curge prin tine, curge și o dai mai departe conform nivelului tău. Da? Aduci tu completări. Nu completez, pur și simplu voiam să spun, încerc să răspund aici la un mesaj. Ok. Bun. Să nu Thank you. închei transmisia, să trimit. Ok. Cred că întrebarea se referea la faptul dacă Reiki este iubire necondiționată sau este mai mult de atât. Mulți nu au înțeles exact ce este Reiki. Bună seara! O întrebare direct, imediat o să răspundem. Reiki, din punctul meu de vedere, sau pentru mine, este mai mult decât iubire necondiționată. Reiki este un cumul de energii care include lumină de frecvențe diferite care în contact cu structurile noastre pot să curețe, să purifice, să refacă, să regleze, să armonizeze. Așadar, Reiki este lumină vindecătoare de frecvențe diferite. Reiki este empatie și compasiune, două emoții extraordinar de puternice, pe care dacă le-am practica și am fi conectați, foarte mult din ceea ce manifestăm și ceea ce se întâmplă în lume ar dispărea. Reiki este înțelepciune, cunoaștere, un nivel extrem de fin al cunoașterii. Reiki este echilibru și armonie. Bineînțeles că Reiki este și iubire. Deci aș spune că atribut Reiki este un cumul de atribute ale energiei universale și da, este și iubire necondiționată. Am primit o întrebare de la Cătălin. Vreau să răspund lui Cătălin, după aia ai răspuns tu. E posibil să te iubești de 10 și să nu poți oferi mai mult de 4 sau 5? Și de ce se întâmplă asta? Ok. În momentul în care ajungi să te iubești de 10 și toate structurile tale vibrează pe iubirea de nota 10, asta înseamnă că tu structuri ca om, nu mai ai ego, nu mai ai sau valoarea ego-ului tău este pe minus, pentru că așa se măsoară prin radiestezie, da? Adică valorile tale și toate programele vis-a-vis de iubirea de 10 nu mai știu, pentru că tu ești una cu sursa, nu mai știu ce înseamnă să iubești de 4 sau de 5. Tu ești una cu iubirea divină când ajungi la 10. Și pentru că ești una cu ei, nu poți să dai de 4 sau de 5, pentru că
pur și simplu structurile tale nu-ți mai permit acest lucru. Că nu vrei tu să oferi iubire de 10 și te încăpăținezi, dar în momentul acela îți scad valorile. Nu mai ești pe iubire de 10. În momentul respectiv, când vrei să dai iubire de 4 sau de 5, vrei să oferi unuia doar 4 sau 5, toate valorile tale se duc pe acel nivel de vibrație, de 4 și de 5. Pentru că știi să-ți duci vibrația la nivelul de 4 și de 5. Ai trecut pe acolo. Știi cum este, știi ce vei simți, cum simți și așa mai departe. Da? Dacă tu ai iubire de 4, o dai maxim conform legea pragului, dar știi să dai și iubire de 1 sau 2 sau 3 și atât. Dar la 10 este un pic diferit. Pentru că o iubire de 10 este un nivel de conștiință maxim. Când ai ajuns la un nivel de conștiință maxim, tu nu mai ești reactiv, ci ești creator. Și pentru că în structură îți dispare acea instinct de a reacționa, pur și simplu dai iubire și atât. Sper că răspunsul meu a fost prea. Am și eu o perspectivă și anume, ok, te iubești de 10, ai ajuns la nivelul iubirii de 10 și ești în situația în care să oferi, să emiți, de fapt tu emiți, radiezi ceea ce ești. Însă, la acest nivel, ai și înțelepciunea să poți să radiezi cu discernământ, mai pe românește, astfel încât iubirea ta să nu-l ardă pe celălalt. Și atunci îți dozezi iubirea pe care o emiți, pe care o oferi ca om, da? Conștient. În acord cu limitele și cu granițele celuilalt, dacă de asemenea ești conștient de cât este celălalt dispus să primească. O variantă. Sau a doua variantă este, tu emiți de 10, pentru că asta ești, asta este în tine, doar că celălalt primește cât poate prin filtrele sale. Aici m-aș duce un pic mai departe către terapia prin regresie și aș spune că e posibil ca eu să iubesc partenerul meu de 10, doar că el, datorită traumelor nevindecate, filtrelor sale, să perceapă că, indiferent cât este el de iubit de către mine, el percepe sau ea percepe că nu mă simt suficient de iubit, de apreciat, de respectat. Pentru că fiecare primește prin filtrele sale, prin cât are el ușa în a primi. Cam cât timp de practică este necesară pentru a ajunge la acest nivel de 10? În medie sau un minim sau maxim din experiența noastră. Pentru a ajunge la un nivel de 10, unora le trebuie viața asta și încă câteva. Noi nu am venit toți egali în această viață. Fiecare vine cu tot trecutul său. Nefiind egal, nu există o perioadă standard, minim sau maxim. Cert este că după primul an de terapie prin Reiki, prin autotratament, se schimbă valorile la nivel de suflet, pentru că în acest an, practicând Reiki, se creează condițiile ca tu să vezi
Care sunt temele tale, traumele tale, vindecându-le, aducând mai multă lumină și părți de suflet în corp, prin Reiki, dar și prin alte metode și tehnici de terapie, îți aduci mai mult din sufletul tău și atunci cu fiecare parte de suflet, cu fiecare aspect al tău recuperat și vindecat, îți crește iubirea de sine. Eu aș recomanda, după inițierile Reiki, primul an de, în funcție de ce își dorește fiecare, da? Dar dacă ești la un nivel 1, 2, 3, 5 și vrei să ajungi la nivel 10 de iubire de sine, este important să începi cu primul an de autotratament Reiki și alte tehnici care sunt la îndemână și care se potrivesc cu tine. Însă e important și să aplici forme de terapie mai profundă. Așadar, minim un an ca să fie o bază bună pentru o iubire de sine de 10. Și nu constă doar în a pune palmele pe tine, ajungi să te iubești de 10. Un maxim. Eu aș spune că la fiecare nivel, cu fiecare nivel atins, acel nivel capătă o altă profunzime și cumva noi suntem în permanentă evoluție și dezvoltare. Dacă ai ajuns la nivel de iubire de sine 10, acela este momentul când poți să susții cu adevărat, într-un mod echilibrat, și pe ceilalți. Și noi mulțumim pentru întrebări. Sper că au adus un plus valoare și celorlalți care ne urmăresc. Mulțumim, Cătălin! Ok. În o întrebare din radiestezie. E domeniului roman. În radiestezie, care este diferența dintre sferele care se rotesc levogir și cele dextrogir, Nu? și care Continuăm. conțin aceleași algoritmi? Ok. Sferele. Să înțeleagă toată lumea, în momentul în care și cei care nu știu radiestezie, când se creează o sferă, cei care practicați Reiki, la început, la gradul 1, este important gradul 1, la gradul 1 înveți să faci sfere. Faci niște sfere de lumină și ele sunt create pentru ca tu, elev practicant, să începi să simți acea energie între palmele tale. Da? Ei, în radiestezie, sferele acestea se creează, există un proces, un procedeu. Din punctul meu de vedere, când creezi o sferă, nu contează că energia o învârți dextrogir sau levogir, ci contează programul pe care tu îl implementezi acolo. Sau protocolul. Și cei care sunt la nivelele mai mari știu despre ce este vorba când vorbesc de protocolul de a crea o sferă. Da? Deci nu contează dextrogir sau. Eu am creat și dextrogir și levogir și au lucrat exact la fel. Da? Ei, pentru. În momentul în care lucrez pe corpul omului în terapie, în față levogir, pe spate dextrogir. Asta este cu totul altceva. Dar când creezi o sferă, este, nu contează că faci levogir sau dextrogir.
Cel mai bine este să experimentați. Creați sfera, faceți conform protocolului tot procedeul și o trimiteți. Și veți vedea ce se întâmplă. Da? Bun. Mai avem aici o întrebare. Cum aplicăm practic radiestezia în viața de zi cu zi? Adică cu ce te ajută? Păi, în primul rând, radiestezia iar are două părți, mai ales radiestezia aceasta terapeutică pe care am învățat-o la rândul meu și eu și o predau mai departe. Deci nu a fost inventată de mine. Are două părți. Partea în care măsori și partea de terapie. Din punct de vedere a măsurătorilor, radiestezia te poate ajuta zilnic pentru a-ți optimiza, de exemplu, acțiunile sau activitățile tale conform programului pe care ți l-ai făcut. Da? Și a optimiza înseamnă a alege cea mai bună variantă, cea mai bună direcție, cel mai bun moment când poți să faci respectivul eveniment sau acțiune, respectiva acțiune. Da? Și asta o poți face imediat în 5 minute, de exemplu, de, sau 3 minute sau 2 minute, depinde de cât de experimentat ești în a măsura și a primi informația. Asta e una din punct de vedere a măsurătorilor. Da? Asta e una, nu doar aceasta. Uite, cu ce te ajută în viața de zi cu zi? Vrei să-ți cauți, să-ți faci fântână, cei care sunt la casă. Îți cauți apa cu ansele. Da? Sunt ansele acestea mari de apă. Da? Ansele mari de apă. Cauți și îți faci fântână cu ele. Îți cauți izvoarele. Bune. Îți cauți energiile. Cum circulă energia în casă. Unde să spui patul, unde să spui biroul și așa mai departe. Undele și așa mai departe, da? Iar aceasta este ansa mică, cu care măsori. Iar din punct de vedere terapeutic, îți îmbunătățești starea de sănătate, starea de vitalitate și starea de vindecare a momentului. Sau pentru că totul se întâmplă acum, da? Aceste poți să aplici și faci combinații, cine știe, cine are și reiki și radiestezie, combin tehnicile de radiestezie cu tehnicile de reiki. Și dacă mai studiez și metafizică, cimen și pațâ, o să ai un plus de cunoaștere la oră și chiar la minut despre beneficitatea unui loc în raport cu acțiunea pe direcția și la momentul optim, în condiții optime. Okay. Da. Timpul este aproape de finalul orei acordate. Aș mai răspunde unei întrebări, pentru că aici avem doar o selecție din toate întrebările pe care le-am primit. Și anume, e regulă ce zici? E o întrebare legată de liniile temporale. Și ce zici? E regulă să, da? Să răspundem. Influențarea liniilor temporale se poate face creând un egregor fals benefic,
ce este alimentat energetic în mod conștient de o masă mare a populației? Eu aș răspunde așa. Planeta Pământ, conținând fiecare minte care înseamnă un univers de gânduri, emoții, scheme mentale, deci fiecare minte constituie un univers. Suma tuturor minților, sima, da, o minte este o lume. Suma tuturor acestor lumi formează un egregor. Egregor care ia direcția unei linii temporale sau unei alte linii temporale în funcție de puterea și direcția în care sunt, în funcție de direcția spre care este orientată toată energia asta la nivel de egregor, da? De direcție, de intenție și de puterea ei. Deci, dacă putem sau nu să influențăm linia temporală a Pământului, da? Ca planetă, printr-un egregor fals, care reprezintă doar o parte, da? Din populația întreagă, aș spune că mai puțin probabil, deși se încearcă sub diverse forme crearea acestor egregoare false benefice, da, lucrurile astea sunt reale, însă se influențează o linie temporală într-atât încât efectiv să schimb linia principală, e nevoie de mai mult decât doar o parte, da? De aceea, ceea ce facem noi acum cu toții, vorbind despre dezvoltare și creștere personală și spirituală, reprezintă practic o emisie benefică, conștientă, de creștere, astfel încât să creăm la nivel de egregor o conștiință mai înaltă care să ne direcționeze către o linie temporală benefică de evoluție pentru planeta Pământ și pentru locuitorii care rezonează cu acest nivel de vibrație către care ne îndreptăm. De aceea se și întâmplă ceea ce trăim în vremurile acestea, din anumite motive, cei care nu mai rezonează cu vibrația către care ne îndreptăm, către noul pământ, sau cei care pur și simplu și-au încheiat misiunile în această viață, se mută, da, la nivel de conștiință în alte spații și pe alte linii temporale. Sper că am răspuns întrebărilor dumneavoastră, celor care ne-ați adresat astăzi și ați fost, da, și sunteți împreună cu noi. Pentru noi este o reală plăcere să fim alături de voi. Împreună cu Romeo ne-am gândit pentru luna decembrie să facem un anunț important. Știm că înregistrarea ajunge la mult mai multe persoane decât cei care sunt astăzi prezenți live. De aceea o să folosim timpul, da, să anunțăm că în luna decembrie vom face inițieri și reinițieri Reiki în sistemele Usui, Karuna, Shambhala, Gendai, preoție, reverend, grand minister, în condiții speciale,
pentru că luna decembrie este o lună a cadourilor, o lună în care beneficiem cu toții de reduceri, bonusuri și celor care sunt interesați, care doresc să pună un plus de energie, vitalitate și cunoaștere, dar și lumină, îi așteptăm să ne contacteze și vom stabili împreună Ne puteți contacta, măsurile. da, telefonic pentru cine aveți, pentru cine ne știu, telefoanele sau pe paginile noastre profesionale pe Facebook există butonul de WhatsApp unde puteți trimite mesaj rapid către noi, iar nouă ne apar mesajele voastre pe telefon și vă putem răspunde imediat. Bun. Vă mulțumim, vă felicităm că v-ați acordat șansa să vă conectați la informație și energie împreună cu noi astăzi. O seară bună tuturor și ne revedem curând cu surprize plăcute. Bun, o seară bună pe data viitoare. Toate cele bune, numai bine.